Felicitări voluntarului, că a fost o echipă pragmatică, o echipă care a atins obiectivul. Au marcat, chiar dacă am condus meciul legat de construcție de circulație a mingii, dar în atac noi n-am produs absolut nimic, din punctul meu de vedere, și n-ai pus să câștigi meciul. Atunci ei au avut o ocazie, au fructificat-o, deci randament foarte bun și probabil din această cauză am și pierdut. Dacă nu marchez, n-ai cum să câștigi meciul și asta le-am zis și înainte de meci. Din păcate așa e și suferim. Nu suntem aceeași echipă care e acasă și vom vedea, trebuie să găsim soluția, cauza care e, să analizăm bine, să vedem lucrurile. Sunt supărat pe ei, probabil și ei pe mine și uite așa și vom vedea. Păi, dumneavoastră, de ce? Păi așa, că așa, noi suntem împreună și de mergem împreună, la, și la bine și la hâneie, trebuie să analizăm și să găsim cauza. Cel puțin așa cred eu. Dar ce se întâmplă în deplasări? De ce nu mai reușesc băieții să marcheze? De ce se întâmplă? Nu știu, aștept răspunsul dumneavoastră. Dar sunt dumneavoastră, eu... Din păcate, nu suntem aceeași echipă cum jucăm acasă, ca în deplasare. Totuși, echipa e sus, în zona play-off. Urmează, într-adevăr, merge mai greu acum. Cu echipele mai bine clasate. Așa am înțeles că jucătorii care au fost la... Au vorbit, au înțeles că ne-au zis că suntem un obiectiv. Și am zis că cum să fiu un obiectiv când eu n-am câștigat niciun meci în deplasare. Sunt total eronați, înseamnă că nu știu ce pretenții, exigențe am eu. Și atunci vom lămuri lucrurile, trebuie să găsim cauza. Înseamnă că eu îmi doresc ceva și își doresc altceva. Vă deranjează și suficiența asta lor? Dar nu, e în deplasare. Nu. Cauza trebuie să o găsim de ce așa. Dar nu, dacă eu nu câștig în deplasare, suntem un obiectiv. Ei înseamnă că se uită doar la loc, în clasament și la puncte. Nu se uită la victorie, la mentalitate. Înseamnă că nu avem această mentalitate și nu e bine. Când ai o mentalitate, câștigi, încerci să câștigi orice meci și acasă, în deplasare, joci la fel. Nu poți să te schimbi. Din păcate, cred eu că asta e și am sesizat-o de la începutul campionatului, începutul meciurilor, totdeauna am zis că lucrul cel mai greu al meu o să fie să creez o echipă care să aibă o mentalitate de învingător și va dura, probabil, va dura destul de mult și o să trebuiască să muncim mult ca să ajungem să creăm o echipă care să joace cum joacă acasă și în deplasare. Da? Okay. Mulțumesc!